Apa care curgea în curtea unui bărbat în vârstă de 81 de ani din comuna Putineiu i-a alarmat pe vecinii acestuia. La puțin timp după, mai mulți copii care se jucau în zonă aveau să-i anunțe că bătrânul este mort în căminul de apă din propria gospodărie. Nora mea a venit ca să jumule niște iarbă pentru iepuri și a văzut apa curgând și a trimis băiatul să vadă despre ce e vorba, ce s-a întâmplat cu apa. Și a venit puși de clasa 4-a. A venit băiatul și a venit țipând că tataie, că normal bătrânul era, tataie e mort, e cu picioarele în sus. Noi n-am intrat în curte, când am venit am văzut numai așa, să vedeau picioarele din... și restul era... Se pare că bătrânul a încercat să facă unele reparații la căminul care era plin cu apă. I s-a făcut rău și a căzut cu capul în apă, nemai având forța să se ridice. După ce au scos cadavrul din apă, vecinii au sunat la 112, iar la scurt timp și-au făcut apariția polițiștii, o auto specială cu apă și spumă, un echipaj de la descarcerare și o ambulanță. Echipajele au încercat să îl resusciteze pe bătrân, fără succes însă. Trupul bătrânului a fost preluat de cei de la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirii cauzelor decesului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă și urmează să stabilească în ce împrejurări a survenit moartea bătrânului.